Salutare! Astăzi am pregătit pentru voi o poveste foarte interesantă cu multe peripeții, așa că sper să vă placă și să-i dăm bătaie! Bună! Numele meu este Aniela și sunt din București. Aș vrea să vă povestesc cea mai urâtă experiența mea cu un taximetrist. Știu, cu toți am mai avut cel puțin o experiență urâtă cu taxiul în București. Și nu numai. Nici la mine această experiență nu este unică, însă fără dar și poate a fost cea mai traumatizantă. În acel moment nu locuiam în București. Eram la fratele meu în Londra pentru a face un curs. Ei bine, eu nu am carnet de conducere, așa că deseori apelez la Uber sau la alte aplicații de genul. Asta când cineva apropiat are treabă și nu mă poate duce cu mașina. Într-o zi am avut un curs de după masă și l-am terminat destul de târziu, undeva pe la 8 seara. Fiind toamnă târzie, deja era întuneric la acea oră. Însă nu am mai apucat să dau comandă de Uber pentru că rămăsesem fără baterie. Așa că m-am conformat și am decis să iau un taxi. Am stat vreo 20-30 de minute într-o stație, dar nimic. Orice taxi ce venea era deja ocupat. Așa că am început să merg ușor pe jos în speranța că voi găsi ceva. Pentru că de mers așa până acasă era o misiune imposibilă. De luat metroul nu aveam cum pentru că în zona aceea nu exista și nici pe autobuz nu mă puteam baza. Pentru că nu știam ce număr și nici nu știam să găsesc vreo persoană capabilă să mă îndrume. Dacă ajungi într-o țară străină și rămâi fără telefon, e cel mai mare ghinion pe care îl poți avea. Pentru că nu cunoșteam zona, nu știam pe unde să o iau și majoritatea oamenilor de care dădeam erau turiști ori nu erau din zonă. Iar eu aveam doar o adresă pe foaie și atât. Și după cum știm cu toții, Londra e enormă, deci nici cea mai mică șansă să mă descurc altfel. La un moment dat, cum mă plimbam, zăresc lângă un parc un taxi parcat, iar șoferul era lângă mașină și fuma. Sincer, nu aș fi vrut să-l abordez, pentru că nu-mi stă în fire să deranjez omul, însă am zis, ok, poate ăștia nu sunt ca cei din București și nu-mi dă vreo două palme că l-am întrerupt din fumat. Și așa a și fost, omul a fost foarte drăguț, am discutat puțin cu el, mi-a explicat că e destul de departe adresa și că îmi va lua puțin mai mult pentru că este seară. Am zis ok, aia e, să ajung acasă cu bine. Mi-am zis că sigur nu mi-a mai mult de 35 de lire pentru că fix atâta aveam și m-am urcat în mașină. În mod normal, făceam acel traseu în maxim 30 de minute, însă deja trecuse 40 și noi eram tot în trafic. Mi-am zis, ok, e trafic, dar totuși, am trecut prin zone pe care eu nu le-am mai văzut. Așa că am zis să-l întreb, poate totuși a înțeles adresa greșit. S-a uitat urât la mine și a zis că știe Londra mai bine ca oricine și să nu-i pun la îndoială cunoștințele. Ok, am tăcut și am așteptat să ajungem. Ne mai învârtim 10 minute, 20 de minute și nimic. Nu ajungeam efectiv. Și la un moment dat văzusem cum ieșisem din oraș. Deja începusem să mă panichez. Ceva clar nu era în regulă. Îl mai întreb o dată timidă și îmi zice să tacă, știe o variantă mai scurtă. Dar trebuie să ocolim prin afara orașului. Dar evident că nu l-am crezut. Trebuia să fiu de mult acasă. Așa că la primul semafor când a oprit, m-am dat jos din mașină și am luat-o la fugă. M-am uitat o secundă în spate și am văzut că mă urmărea și țipa în gura mare că sunt o hoață. Nu știam cui să cer ajutorul. Era noapte, de-abia mai erau 2-3 oameni pe stradă. Și acum să ne înțelegem. Eu am fugit pentru că eram sigură că omul ăla avea altceva în gând. Clar nu voia să mă duc acasă, pentru că noi ieșiserăm de mult din oraș. Cred că mă alergase cel puțin un kilometru până am avut norocul să intru într-un magazin non-stop. Acolo era o biată femeie în vârstă care clar nu avea putere să se lupte cu el, în caz de ceva. Iar eu nici nu mai știam de frică în ce limbă să vorbesc. Și cerându-i ajutorul și în limba română, femeia a recunoscut. Și mulțumesc lui Dumnezeu că era și ea româncă. Așa că am rugat-o să mă ascundă repede și m-a dus undeva în spate, într-un mic depozit. Am stat pe acolo vreo oră, însă șoferul nu a mai apărut. Posibil să fi văzut că am intrat în magazin și să-i fi fost frică, să nu lase vreo urmă sau ceva de genul. Așa că doamna a avut grijă de mine până a doua zi dimineață, până când urma să vină fratele meu. Doamne, te rog, explică-mi și mie, draga mea.
Ce s-a întâmplat? Era iubitul sau soțul tău? Te urmărea să te bată sau ceva? Cum ai ajuns așa? Nu, în niciun caz. Mi s-a descărcat bateria la telefon și eu nu mă descurc prin Londra, că stau doar 2 luni aici. Și am luat de pe stradă un taxi să mă ducă până acasă. Și nu știu cum am ajuns până aici. Sunt 100% sigură că omul era nebun și avea în cap să mă răpească. De fapt, asta a și încercat. Vai de mine! Păi în cazul ăsta trebuie să anunțăm poliția. Doamne ferește, vine peste noi. Sunt aici oameni extrem de periculoși. Măcar ai numărul cuiva să sunăm să vină după tine. Imediat ce se mai încarcă telefonul, sunăm pe fratele meu. Sigur e îngrijorat să nu știe nimic de mine acum. Draga mea, eu stau în Anglia de peste 10 ani și am dat la viața mea de toți nebunii. Atâta zic, că tu ești tânără și frumoasă. Nu te mai urca în mașină cu străinii. Mai bine să te plimbi din autobuz în autobuz până dai de o zonă cunoscută decât să apelezi la ăștia, mai ales dacă nu știi zona. Aveți dreptate, dar niciodată nu m-am gândit că e chiar așa. De acum o să am grijă. După vreo 2 ore a ajuns și fratele meu, mai devreme decât mă așteptam eu. Săracul era extrem de îngrijorat și a apelat la o grămadă de prieteni să-l ajute să ajungă la mine, pentru că eram destul de departe și între timp a apărut și poliția. Am stat eu cu ei de vorbă, încercând să le explic tot ce s-a întâmplat, au căutat și pe camerele de supraveghere, însă tot ce s-a văzut a fost când am luat-o eu la fugă. Adevărul e că s-au uitat din prima oră la mine și am avut impresia că nu mă cred din secunda a doi. Așa că după tot interogatoriul, să spun așa, m-am dus cu fratele meu acasă și am fost sunați după 2 zile să ne întoarcem la secție, unde am dat față în față cu acel șofer. Fratele meu era super nervos și mai avea puțin și îl bătea, însă am reușit să-l calmez, doar că din păcate toate acuzațiile s-au întors contra mea, deoarece el a zis că urma să mă ducă unde am zis eu, dar eu am fugit pentru că nu aveam bani să-l plătesc. Deci totul a căzut pe mine și nici nu aveam cum să dovedesc conversația dintre noi și singurele dovezi erau filmările văzute de polițiști care erau tot contra mea. Așa că tot noi am fost nevoiți să stăm la secție, să-i plătim cursa acelui taximetrist și să plătim și o amendă destul de usturătoare. Bine măcar că fratele meu mi-a fost alături, însă când am sunat-o pe mama și i-am povestit, ea tot pe mine a dat vina. De ce nu ai mers cu autobuzul? Trebuia să cauți și tu pe cineva să te ajute și până la urmă găseai. E vina ta că cine te-a pus pe tine să te urci în mașina aia? Acum din cauza ta fratele tău și-a dat toți banii pentru chirie pe amenda aia. Vezi câte rele provoci doar pentru că ți-a fost lene să cauți. Mamă, tu ești normală la cap? Tu nu realizezi că nu am nicio vină? Logic am căutat, dar tu nu știi cum e pe aici. Nu e ca la noi. Aici toți sunt turiști, ori nu sunt de aici și nimeni nu te ajută. Ei, nu te ajută nimeni. Ai vrut tu calea mai ușoară. Oricum să nu te mai aud. Mâine ții bilet și te întorci înapoi acasă. Nu poți să te mai las pe capul fratelui tău. Că-i cauzezi numai probleme. Știam eu că nu trebuie să te las acolo. Păi și ce fac cu școala? Că mai am puțin și termin. Ar fi bani aruncați la gunoi dacă plec acum și renunț la tot. Măcar lasă-mă să termin și după mă întorc. Nu știu ce să zic. Să decidă fratele tău. Nu mă mai băgați pe mine în problemele astea, că le-am și eu pe ale mele. Dar dacă mai aud ceva, jur că vin eu după tine și te aduc acasă de moț. Situația a rămas destul de tensionată cu mama mea, dar măcar m-a lăsat să-mi termin cursul și abia apoi m-am întors în România. Doar că de atunci am avut mare grijă. Am învățat tot ce ține de transportul în comun și m-am dus peste tot doar cu metroul și cu autobuzul. Nu am mai apelat nici măcar la aplicații. Am încercat mereu să fiu înconjurată de oameni. Când am ajuns acasă, am reluat ușor-ușor transportul cu Uber, când nu aveam încotro. Însă vă spun sincer că eu nu am avut niciodată probleme când am apelat la aplicații de genul sau când am sunat la taxi prin dispecerat. Cumva toate acestea sunt înregistrate și niciun taximetrist nu se riscă. În schimb, când iei un taxi la întâmplare de pe stradă, nu se știe niciodată. Și încă o chestie pe care am învățat-o și care a intrat în rutina mea a fost să cumpăr o baterie externă și să o car zi de zi după mine. Chestii nasoale cu șofer de taxi aș mai avea,
Doar că aceasta, când era să fiu răpită, am trecut orice limită. Și cel mai mult mă enervează că nu am rezolvat nimic la poliție. Pentru că nu aș vrea ca altă femeie să treacă prin ce am trecut eu. Cam asta a fost și experiența mea îngrozitoare. Sincer, în acele momente mă gândeam că nu mai scap. Dar cineva mă iubește și m-a ajutat. Vă rog să aveți mare grijă de voi, că nu știți de cine dați în lumea asta. Așa că aceasta a fost și povestea de astăzi. Și nu uitați, dacă și voi aveți povești interesante din care cu toți avem ceva de învățat, puteți să ni le trimiteți pe e-mail sau să ne dați un follow pe Instagram ca să fiți la curent cu tot ceea ce vom posta. Noi vă mulțumim tare mult și ne vedem în următorul episod cu multă pace și iubire. Salutare!